Bună ziua încă o dată, sărbătoare doamnelor, bună ziua domnilor, bine ați venit și mă bucur că ați venit, m-aș fi bucurat dacă era cămin plin. Pentru că, pe semne, sunteți prea puțin ca să luați o decizie, sunt 140 și ceva de apartamente pe toată comuna Săcălaz, Drăgăsău Mare și Săcălaz. Drăgăsău Mic nu avem blocuri. Ideea următoarea. Există, prin Planul Național de Redresare și Reziliență, tot auziți pe la televizor de PNRR, există posibilitatea anvelopării, adică a izolării blocurilor în care locuiți. Există posibilitatea de a izola blocul. Asta înseamnă un confort pentru dumneavoastră financiar, un confort al temperaturii și va aduce câștiguri. În sens inclusiv financiar, adică să rămâne cu bani mai mulți, pentru că e izolat peretele. Acum știți și dumneavoastră, aveți peretele la blocuri de cât e? Cred că de prefabricat, avem așa, nu? Nu de cărămidă. Prefabricat, în sfârșit. Neizolat, igrasie, temperaturi joase, dați drumul, eu știu, la ce vă încălziți pe gaz sau pe ce vă încălziți. Ca să beneficiați sau să se poată beneficia de banii ăștia, ar trebui să vă constituiți în asociații, cum ați auzit, asociații de bloc, asociații de locatari. Sau dacă vă constituiți în asociații de locatari, primăria preia. Probabil că nu avem normele, dar probabil că s-ar face, eu știu, niște documente între primărie și asociația de locatari, iar primăria ar organiza, bineînțeles, restul procedurilor, ar demara restul procedurilor, și blocul în care locuiți dumneavoastră sau asociația care reprezintă blocul, locuitorii blocului ar beneficia, când spun asociație, mă refer la oameni, ar beneficia de aceste finanțări nerambursabile. Deci nu v-ar costa absolut nimic, cu finanțare 100%. Aveți posibilitatea, cred că unică, acum să facem gratuit să anvelopăm blocurile. Ca prim pas ce ar trebui să-l faceți dumneavoastră, ar trebui să vă convingeți vecinii de apartamente, de pe scară, de pe bloc, să faceți acele asociații de locatari. Nu prea ai vecinii. De asta mi-e frică și mie, da, că nu aveți. Haideți să facem primul pas, să nu ne trezim că suntem pe ultima sută de metri și nu se apucă. Că poate sunt blocuri care se înțeleg locatarii între ei și o să fac asociație de locatari. Și din cauza asta ar fi păcat, păcat să nu folosim momentul. Singura condiție, dacă nu îndeplinite această primă, de fapt, primă condiție, că dacă nu se îndeplinește, nu plecăm la niciun drum împreună, mă refer la asociații de locatari și primărie, e să vă constituiți în asociații de locatari. În momentul în care un bloc e constituit, sau scară, e constituit în asociații de locatari, putem colabora. Eu m-aș bucura măcar un bloc să fie ca restul să zică, măi, uite ce greșeală am făcut noi, că nu ne-am gândit și noi, n-am fost de acord. Pentru că eu știu, atunci când e vorba de colaborare, mai ales, din păcate, suntem dezbinați, că ăsta e adevărul, ca și comunitatea sunt foarte dezbinați, de ce să facă, dacă are ăla președintele beneficiu, dacă primarul fură, exact, dacă exact, asta se întâmplă. Puterea asociației e mult mai mare decât dacă merge o familie ori la primărie, ori la, eu știu, la prefectură, oriunde, în orice relație, fie că mergeți la Aquatim și bateți cu bunul masă, am nevoie de canalizare. Una când vorbește o familie sau o persoană și alta când se duce președintele asociației. Vă rog frumos, dați puțin masca mea jos, că eu nu aud ce ziceți. Vă rog frumos. De acord, nu vă supărați. Nu mă supăr. Este complicat fiecare locatar să plătească lună de lună anumită sumă către asociație? Aici cred că sunt două variante. Ori președintele de asociație face pro bono toată acțiunea, ceea ce nu cred, sincer, da, sau plătit, în funcție de orele pe care le prestează, în funcție de statutul asociației. Datorită faptului că marea majoritate sunt în Schiliaș, proprietarii sunt plecați dincolo și restul suntem oameni în vârstă. Înțelegeți? Acolo nu are cine să facă asociație. Deci șeful asociației, care va fi, dacă va fi, ăla va trebui plătit de locatarii blocului. Ideal ar fi ca
președintele care se alege de către dumneavoastră acolo, deci președintele de asociație, să fie gratis, adică pro bono, neremunerat, adică să facă în spiritul dragostei de aproape. Președintele e onorific să-l considera. Casierul e cel care va face ulterior calculele pe fiecare apartament, consumul de apă, energie termică și, bineînțeles, vă afișează ca să știți cât aveți de plătit în fiecare lună și administratorul care e partea asta de administrare, nu? Că de-aia e administrator, cu curățenia în jurul blocului, în interior, în exterior. N-a fost asociație de locatari niciodată, nici șef de asociație, fiecare... Dacă a avut probleme, mă rog, le-au rezolvat prin primărie sau mă rog, dar asociația de locatari n-a fost. Vedeți rezultatul unei lipse de asociere, că până la urmă asta înseamnă, adică să vă uniți puterea mai mulți, să aveți o putere și mai mare. Asta înseamnă, de fapt, o asociație și să fiți reprezentativi. Vine un președintele și vorbește cu primarul. Vine președintele sau merge președintele la Aquatim și bate cu o masă. Băi, mi s-a fundat canalizarea, ce faceți? În caz de față aveți de câștigat prin anvelopare a blocurilor, dar sunt cazuri singulare, cum spunea doamna, în care e anvelopat, dar probabil dacă se face cu același material, să fie unitar, frumos, ar fi minunat. Ca o concluzie, ne vedem duminică la ora 5. Mi-ar plăcea să fim cât mai mulți, să puteți să luați o decizie. Acum am uitat puțin pe legislație, mi-a arătat doamna. Pe semne că puteți cu jumătate plus 1. Deci dacă sunt 10 apartamente, cu 6 proprietari puteți lua decizia să constituiți acea asociație. E un lucru bun.